Ședere plăcută, profesore. Vei fi închis pentru mult, mult timp de acum înainte. Da, mai vedem noi. Prima obrăznicătură. Nu, 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 nu! Ha! Creatură monstruoasă, dispari! Imposibil! Cum m-au distrus când mai aveam atâta energie? Bună dimineața, bătrâne Jerry! O, bună ziua, domnule președinte! Avem vreo problemă, domnule? Problemă? Oh, no! Am vrut doar să verific dacă se face legătura asta! Impresionant, domnule! Mulțumesc! Ce-ai spune dacă noi doi vom merge la pescuit în acest weekend și tu vei aduce toată echipa la Washington? Ce zici? Să venim la Casa Albă, domnule! Exact! Vino cu toată echipa cât mai repede cu putință! Da, domnule! Și mai vreau să spun ceva! Doamnelor, un lucru este cert. Suntem cele mai experimentate când e vorba de cumpărături. Da, am venit, am văzut, am alergat și am cumpărat. Facem niște poze? Trebuie să facem, pentru că suntem prietene la cumpărături. Asta e cu siguranță un moment în care trebuie să zâmbim. Doamnelor, presupun că ați călătorit bine. Atât cât poate fi de plăcut cu vârtejul din tunel. Crede-mă. Ca să nu mai spun de vârtejul din păr. Fetelor, îmi pare rău, dar am nevoie de ajutorul vostru într-o misiune foarte importantă. Eu și președintele vom merge la pescuit. La pescuit? Asta e un cod secret sau? Nu este niciun cod, vorbesc de pescuit adevărat. Președintele m-a invitat la casa lui de vacanță să discutăm despre o întâlnire de la Casa Albă. Îmi pare rău, dar nu înțeleg. Pentru că nu se leagă ce spui. Tu pescuiești într-o misiune importantă și noi? Președintele mi-a cerut să aduc 3 agenți sub acoperire ca să aibă grijă de fica lui Madison. Voi sunteți acelea. Noi să avem grijă de ea? Păi, dacă vreți să-i spuneți și așa, dar această misiune este foarte importantă pentru mine. A? O să putem să ne distrăm în aripa de vest și o să putem să ne batem și cu pernele, nu-i așa? Aveți dreptate. Deci ne dai echipamentul sau nu? A, da, da, da. Echipamentul pentru această misiune este format din vesta de parașutare, cureaua elastică, inelul de urmărire cu zirconiu și numeroase grenade rețea. Acum, pentru că sunteți bine echipate, Casa Albă ne așteaptă. Cred că trebuie să vă reveniți, fetelor. Poate trebuia să sunăm mai întâi. Ce birou frumos! E foarte rotund. De fapt este oval. Se și numește biroul oval. Ei, pot spune că mi-am găsit în sfârșit nașul. Ce mai faci, prietene? Foarte bine, domnule. Prietene? Cum adică prietene? Nu m-a întrebat pe mine. Încă mă mai gândesc la ce a spus mai devreme. Nasfield, de aici mă ocup eu. Am înțeles, domnule. Domnule președinte, aș vrea să vă fac cunoștință cu cele mai bune agente ale agenției UP, Sammy, Clover și Alex. Bună ziua, doamnelor! Aceasta este fica mea, Madison, și ea este doamna Cuvers de Dacai. Tata mi-a spus că voi, fetelor, mergeți și salvați lumea. Nu vreau decât să vă mulțumesc pentru tot. Da, sigur, total, nu e mare lucru. Acum, doamnelor, o să-l răpesc pe Jerry și o să mergem la pescuit. De aici o să vă explice doamna Cuvers. Acesta este tot programul lui Madison. Partea de sus pentru dimineață, partea de jos pentru după amiază. Cred că asta este tot. Nu vrei să mai stai puțin cu noi? Ne spui ce trebuie să facem? Îmi pare rău, dar asta este ziua mea liberă. Trebuie să plec. Se pare că am rămas mai noi, Medi. Vrei să începem cu programul de prânz? Ce program? Crezi că o să ascult niște țărâncuțe cu un balon de gumă de mestecat în loc de cap? Vorbește pe bune? Cineva a înlocuit copilul acela drăgălaș cu unul rău. Nu credeți? Hei, noi nu suntem niște țărâncuțe. Noi suntem din Beverly Hills. Oricum, dacă vreți să supraviețuiți astăzi, nu mă stresați și nici eu nu vă voi stresa. Nu foarte tare. Ați înțeles? Bine. Da,
Să înțeleg că ne vom distra în după-amiaza asta. Madison, nu ar trebui să mănânci înghețată înainte de masa de prânz? Ha? Bine, prind-o! Bine, unde a dispărut? Îmi pare rău! Ba, nu! Copilul ăsta o să o încaseze rău de tot! Este cazul să ne calmăm, are numai 11 ani! Dacă asta fac copiii de 11 ani, pe ei mei o să-i trimit la școala militară imediat după grădiniță! Madison! Sammy vrea să vorbească ceva cu tine! Ups! Scuze, poate este în altă parte! Scuze! Ce aparate frumoase! Madison! Sammy vrea să vorbească ceva cu tine! Foarte tare! Vrem doar să vorbim! Te rugăm? Ascultă! Deschide ușa sau intrăm noi! Număr până la trei! Unu, doi... Îmi pare rău, nu am vrut să vă supăr chiar așa. Am vrut doar să mă distrez. Eu nu mă distrez niciodată. Mereu mi se spune: Madison trebuie să faci asta, Madison trebuie să faci aia. Voi nu aveți cum să înțelegeți. Nu pot să cred că ați căzut în capcana mea. Credulelor! De data asta n-a făcut-o! A încurcat-o! O să fie pedepsită pentru mult timp de acum încolo! Fetele, aveți probleme? Agent Nasfield, ce te face să crezi că avem probleme? Aveți un comportament agresiv. Nu puteți intra în cameră. Nu putem? Putem să intrăm dacă vrem, dar nu vrem să intrăm. Da, pentru că Madison vrea să stea puțin singură. Așa că o să-i pregătim ceva de mâncare. Pa! Bucătăria președintelui. Să vedem ce se ascunde după ușa asta. Nu mă așteptam chiar la așa ceva. Poate ar trebui să facem niște prăjiturele. Prăjiturele? Așa e. M-am referit la Madison, știți, să fie așa ca o ofertă de pace. Poftim? Un cadou de pace? De ce? Îți dai seama cum se simte ea să aibă toată viața programată? Serviciul secret este peste tot și chiar de dacă lucrează pentru guvern. Bine, dar dacă ne mai face încă o farsă, s-a terminat cu împăcarea. Madison, deschide ușa! Ți-am adus niște prăjiturele și sperăm să ne împăcăm. Haide, te rog! Te rugăm! Madison, ce se întâmplă? Unde s-a dus? O fi a fata președintelui, dar nu iert că ne-a păcălit încă o dată. Aici! A răpit-o gândacul ăla! Ajutor! Fiți atente care este planul. Voi vă ocupați de păianjen, iar eu încerc să o salvez pe Madison. S-a făcut! Să mergem! Să ne deschidem parașutele! Spunem neapărat să pună niște saltele în jurul clădirilor guvernamentale. Să mergem! Bine, Nasfield, să ne prefacem că facem ceva. Fetelor, aveți vreo problemă? Suntem bine. Nu! Mulțumim că ne-ai întrebat. Suntem bine. Am ajuns prea târziu. Niciun indiciu, nimic. Nu are niciun sens. Cineva sau ceva a răpit-o pe fica președintelui, dar nu a lăsat niciun bilet cu răscumpărarea. Biata Madison, chestia aia a luat-o prin surprindere și nu a mai avut timp să închidă netul. Vedeți?
Bineînțeles! De ce să lase un bilet când putea să-l lase pe... Domnule președinte, o să vă spun pe scurt, dacă vreți să vă mai vedeți fica vreodată, deținutul 34343 din închisoarea Maryland să fie adus în vârful monumentului Washington în exact 2 ore. Te rog, tăticule, grăbește-te! Da, tăticule, grăbește-te! Poate ar trebui să-i spunem lui Nesfield să-l sune pe președinte. Și crezi că Jerry o să ne felicite pentru asta? Sunt agentul Nesfield! Imediat! Fetelor, nu lăsați pe președinte să vă aștepte! Unde este Madison? E la baie. La 11 ani are încă probleme cu rimelul, dar voi vorbi eu. Bună ziua, domnule președinte! Cum merge cu pescuitul? Pescuitul? E plin de pește pe aici! Cel puțin în partea mea de barcă. Și fetița mea ce mai face? Sper că nu are probleme. Probleme? Nu! Ea este... Este bine! Ce probleme poate să aibă? Doar nu credeți că a răpit-o cineva dintr-un motiv anume, nu-i așa? Ce? Nimic, nimic! Mai bine vă întoarceți la pescuit! La revedere! Domnule, echipa de la parte raportează că s-a auzit ceva prăbușindu-se lângă bibliotecă. Mă întorc într-o clipă. Noi vom fi aici! Nu! Să mergem! Trebuie să o găsim pe Madison înainte să-și dea seama Nesfield. Cum facem asta? Răpitorul îl vrea în schimb pe prizonier. Nici o problemă! Dar, Sammy, ce anume căutăm? O pelerină și o pălărie. Ceva care să-l facă pe răpitor să creadă că unul dintre noi este deținutul. Fii atentă! Da, așa e! Să nu uităm să facem și o petrecere în pijamale. Serioase! Să continuăm căutarea! Sunt aici. Să mergem. De ce trebuie să ne întâlnim mereu în vârful monumentului? De ce nu putem să facem schimbul în magazinul monumentului? A? Ar fi prea simplu. Stai puțin. Unde este fica președintelui? Veți primi fetița când prietenul meu să ajungă sus, ați înțeles? Vă e clar? Ce-i asta? Este timpul să te distrugem! Repede! Ne va arăta unde este Madison! Da, dar trebuie să și urcăm atâtea scări! De data asta era cât pe ce! Să fugim de aici! Știți, fetelor, când făceam eu pe vremuri pe dădacă, era mult mai ușor! Mi-mi spui, tocmai am pierdut copilul! Nu chiar! Fetelor, faceți ceva! Mă gândesc, Clover! Prinde-o! Nu pot, se mișcă prea mult! Alex! Stai liniștită, Sammy, venim după tine! Am prins inelul de ciudatul ăla când urcam. Nu ne mai rămâne decât să-l urmărim. Se îndreaptă spre Pennsylvania Avenue. Să mergem! Asta este! Inelul de urmărire clipește ca un nebun. La 3 am intrat. 1, 2, 3! Oh, doamne! Doamna Quivers? Dar ce faceți aici? Nu avem timp pentru asta. Trebuie să găsim fetița înainte să vină răpitorul. Zău! Draga mea, cred că este cam târziu pentru asta. Pentru că eu am răpit-o. Să intre fetița. Acum înțeleg
cum ai plănuit o răpire atât de ușoară de la Casa Albă. Dar ce legătură ai cu omul de știință nebun din închisoare? Acel nebun om de știință este soțul meu. Soțul tău? Da, știți? Nu vreau ca tatăl gemenilor mei să rămână pe viață în închisoare. Vedeți voi, domnul Kivers făcea parte din banda Svetlander. Era minunat. Adică grupul ăla de spionaj care distrugea lumea punând dispozitive explozive în locurile în care au avut loc cutremure? Chiar așa, eram la un pas să ținem întreaga lume la cheremul nostru, să fim stăpâni ei. E greu de crezut, nu? Da, înțeleg, vreau să spun că tipul ăla e jumate cât tine. Draga mea, dragostea nu se măsoară în kilograme. Asta e atât de drăguț. Din cauza că ați intervenit voi în planurile mele, voi fi nevoită să mă întâlnesc cu președintele față în față. Neplăcut. Robbie, Bobby, începeți să le torturați. Opriți-vă, nu le faceți rău. Îmi pare rău, dar nu există altă alternativă. Iară să uit, fetelor, vă mulțumesc că mi-ați ținut locul. Am avut o zi liberă foarte interesantă. Și acum ce facem? Într-un moment vom fi ciopărțite. Stai! Celula se strânge, nu? Da, și? În cazul în care nu ai observat, este făcută dintr-un metal foarte dur care nu se îndoaie. Poate nu putem noi să-l îndoim, dar centurile vor putea. Repede, legați-vă centurile de fiecare colț. Să prindem cârligele de tavan. Gata? Începem! Repede! Ai avut o idee foarte bună, Sammy. A fost minunat. Mulțumesc. Acum trebuie să o împiedicăm pe Quivers să ajungă la lac. Poate ar trebui să o sunăm pe Jerry. Vrei ca președintele să afle că am dat-o rău de tot în bară? Nu prea cred. Cred că am o idee. Jerry, bătrâne, se pare că ai pescuit o cismă din ce văd eu acolo. Poate că ar trebui să renunțăm, domnule. Sau poate ar trebui să le liberez pe deținutul 34343 din închisoarea Maryland. Doamne Kivers, am crezut că sunteți liberă astăzi. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se întâmplă că fetița ta este la mine. Sună la închisoare sau copilul tău va face o baie în lac și n-o să mai iasă. Dar nu înțeleg. Dar nu trebuie să înțelegi. Tot ce trebuie să faci este să suni la închisoare. Acum. Îmi pare rău, domnule, dar agenții mei trebuiau să știe ce se întâmplă. Sunt președintele. Vreau să vorbesc cu Warden Jenkins din închisoarea Maryland. Imediat, te rog. Warden, ascultă-mă. Iar la țintă. Nu e bine. Ce-i de asta, Robbie sau Bobby sau cum te cheamă? Ne-am sincronizat foarte bine. Aoleu, ar trebui să mai lucrez gleznele astea groase. Jocul s-a terminat, domnișoară băgăcioasă. Hei, frumoasă partidă de pescuit, Jerry. Trebuie să mă mândresc cu ce am prins astăzi, domnule președinte. Dumneavoastră și Madison, sunteți bine? Suntem bine pentru că avem lângă noi pe agenții, pe bătrânul Jerry. Domnule președinte, ce-ați spune dacă ne-am întoarce la Casa Albă și vom frige câțiva din peștii pe care i-am prins? Mulțumesc, domnule președinte, dar chiar nu trebuia să vă deranjați. Dar ați făcut foarte multe pentru familia mea, așa că meritați asta. Vă mulțumesc!
Vreau să vă spun că îmi pare rău pentru ce am făcut. M-am înșelat în privința voastră. Sunteți de treabă. Mulțumim. Și tu într-un fel. Știți, domnule președinte, să vin și să lucrez pentru dumneavoastră. Știu ce vrei să spui, Cherry. Și ai dreptate. Să te iau de la omp aș face foarte rău. Așa că te voi lăsa să pleci. Da? Mulțumesc, domnule, mulțumesc foarte mult. Vă spunem la revedere. Medi și eu vom merge să căutăm altă dădacă. Îmi pare rău, Jerry. Știu că ți-ai dorit acest post. Dar adevărul este că a rămas șeful nostru încă. Doamnelor, după ce am văzut cum ați lucrat, sunt bucuros că sunt încă șeful vostru. Îmbrățișare!